Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și voi fi gazda acestei emisiuni pentru următoarele 50 de minute. Vă anunț că avem un subiect interesant, un subiect despre cartea fundamentală, Biblia, care în 1921 a văzut pentru prima dată lumina tiparului, versiunea Dumitru Cornilescu. În seara aceasta voi discuta despre această carte, despre această versiune a Sfintelor Scripturi tradusă în limba română cu domnul conferențiar universitar doctor Cornel Boingeanu. Vă spun bună seara, bine ați venit la emisiune. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Înainte de a intra în subiectul nostru, care este despre Sfânta Scriptură, aș vrea să vă rog să ne spuneți câte ceva despre slujirea dumneavoastră în țară, în România și în afara granițelor țării. Cred că e un moment potrivit să ne faceți așa o scurtă introducere și un update la slujirea pe care o faceți în prezent. Da, acum mi-e teamă că dacă intru în de-astea nu mă mai opresc, dar sunt foarte bucuros să am ocazia să colaborez cu Societatea Biblică. Tot vorbeam despre evenimentul ăsta major, centenarul de la prima tipărire a Bibliei Cornilescu. Colaborez cu Societatea Biblică de vreo aproape 20 de ani de acum și sunt foarte bucuros că putem împreună găsi proiecte care să aibă impact pentru țara noastră. Și odată cu asta sunt implicat și într-o organizație misionară, OM, prescurtat, Operation Mobilization, este o organizație internațională care vizează mai ales atingerea sau, mă rog, transmiterea adevărului către oamenii care sunt mai puțin aproape de Evanghelie sau neatinși, spunem noi, de Evanghelie. În sensul că sunt ceva mai mari distanțele, fie că nu sunt credincioși acolo sau nu au legături culturale foarte apropiate. Pe lângă asta, sigur că sunt cadru didactic la facultate și ne bucurăm de colaborare în vestirea Evangheliei. Deci ați rămas la două lucruri fundamentale, misiunea și Scriptura, cumva, în da, ele și sunt legate, ele sunt legate, nu pot să scap de astea. Sunt chestiuni, da, cum foarte bine precizezi, că dacă vrei să predai ceva, predai valorile fundamentale. Valorile alea fundamentale sunt în Sfânta Scriptură. Oamenii au nevoie de asta, mai ales acum, în perioada asta pandemică, să o numim așa, există foarte multe derută, că nu mai știi ce-i sigur. Păi ai nevoie de repere fundamentale. Absolutul. Care e absolutul ăla de care să mă țin? Eu sunt pasionat de colaborarea cu Societatea Biblică care promovează Sfânta Scriptură pentru a găsi reperele astea pe care oamenii le pot identifica în viața lor. Ați spus că sunteți implicat de aproape 20 de ani în Societatea Biblică Interconfesională din România și aș vrea să vă rog să ne faceți o scurtă prezentare. Nu știu dacă foarte mulți cunosc cum, ce înseamnă această societate biblică interconfesională, care am înțeles că este cumva într-o strânsă legătură cu versiunea Cornilescu și dacă vreți să ne aduceți câteva informații și clarificări. Desigur, toate societățile biblice din lume au ca obiectiv distribuirea, tipărirea, în măsura în care e posibilă asta, tipărirea și distribuirea Scripturii, Sfintei Scripturi. În România, Societatea Biblică Interconfesională a devenit ea pentru că sunt participanți din toate confesiunile creștine. Societatea Biblică Interconfesională din România s-a înființat în 1992, deci imediat după Revoluție, la scurtă vreme, printr-o mediere și ajutor deosebit primit de la Societatea Biblică Britanică. Societate biblică ce are 200 și ceva de existență, la fel ca societatea biblică americană, da, societăți biblice vechi. Și din 1992, societatea biblică românească, interconfesională, reprezentată de diferitele confesiuni, își propune să difuzeze Sfânta Scriptură și alte forme de instruire pe care noi le considerăm a fi importante. Am făcut, de exemplu, în 2012 am început și în 2014 am făcut o corectare a versiunii din 1924. Cornilescu a corectat el însuși. Noi vorbim de ția din 1921 special astăzi. Dar am făcut o corectare a Sfintei Scripturi. Cam găsit termenii potriviți,
punctuație, lucruri de genul ăsta. Și am lucrat intens la asta. Apoi, în 2015, am făcut o revizuire mai amplă, pentru că odată ce am început corectarea Sfintei Scripturi, ne-am dat seama că oamenii așteaptă să existe o revizuire, ceva mai profundă, mai adâncă. Și apoi, în 2015, am făcut, pot să și indic aici, această revizuire a Noului Testament. Noul Testament revizuit. Și din 2015 în continuare lucrăm până astăzi la revizuirea Vechiului Testament. Am încheiat deja și a apărut și varianta asta a Pentateuhului. Este o revizuire amplă. Ce înseamnă asta? Rămânem pe tiparul cornilescian. Pentru că interesant este, în discuția pe care am avut-o cu oamenii, cei mai mulți au iubit poezia asta din scrierea Cornilescu, limbajul lui. Și atunci am păstrat nuanța asta a lui Cornilescu, dar am corectat termenii esențiali care trebuiau să fie în acord cu textul originar. Deci societatea biblică interconfesională este într-o relație cu societatea biblică britanică. Ce fel de relație? Și am înțeles că scopul e același, distribuirea de Sfintelor Scripturi, editări, traduceri și așa mai departe. Societatea Biblică Britanică a fost un sprijin pentru societatea biblică din România încă de când Cornilescu a început să lucreze la traducere. Cornilescu a scris scrisori către societatea biblică britanică, a fost o perioadă de timp de testare și versiunea din 1924 s-a făcut cu sprijinul și cu implicarea directă a societății biblice britanice. De atunci, deci versiunea din 1924, o să lămurim puțin versiunile astea, din 1924 Cornilescu a cedat societății biblice britanice toate drepturile de autor. Deci drepturile de autor sunt la societatea biblică britanică. Societatea biblică din România colaborează cu societatea biblică britanică pentru a găsi variante de distribuire a Bibliei. Și dacă ar fi să ne întoarcem acum la text, versiunea Dumitru Cornilescu, dacă ați vrea să ne faceți o scurtă informare despre cum a apărut această versiune Dumitru Cornilescu, deja ați început să dați niște repere vis-a-vis de traducere, publicare, corectare și așa mai departe, dar dacă vreți să ne faceți un scurt istoric. Cu drag, istoria este fascinantă pentru unii și mai dificilă pentru alții. Dar este interesantă și eu recomand cititorilor Scripturii să arunce un ochi asupra istoricului. În edițiile pe care noi le scoatem, la Societatea Biblică există o pagină introductivă. Ar fi foarte important să existe și această privire în trecutul istoriei. Istoria este, la urma urmei, o modalitate în care Dumnezeu însuși împletește istoria sa divină cu noi, nu? Și e un lucru interesant. Iată, de exemplu, dacă tot vorbim de centenarul ăsta, centenarul de la publicarea, prima publicare a Bibliei Cornilescu, 100 de ani de atunci, să ne gândim, Cornilescu a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu să devină pasionat de formele de Biblie care existau și încă din 1916, când el a devenit ieromonah în contextul Bisericii Ortodoxe, el a fost preocupat de Sfânta Scriptură. S-a uitat, a găsit noi modalități de scriere și Dumnezeu i-a atins viața și inima. Da. La fel ca și pe Luther odinioară, știți, cu sute de ani înainte, prin 1500 și ceva, în Germania, când privind în Scriptură, Luther a descoperit lucruri care sunt extrem de provocatoare, interesante pentru viață și el a căutat personal să vadă ce se întâmplă. Cornilescu a fost la fel. A citit în Sfânta Scriptură, un fel de Luther al României. Așa. Câteva sute de ani mai târziu, dar un fel de Luther al României, a descoperit în Sfânta Scriptură că există anumite lucruri extrem de incitante. La fel, că toți oamenii sunt păcătoși și că nu poți primi mântuirea decât prin Iisus Hristos, care a murit pentru păcate. Pentru Cornilescu lucrul ăsta a fost extrem de interesant. Și a început să lucreze la traducerea Bibliei. În 1921 a încheiat procesul ăsta de traducere.
El s-a folosit mult și de versiunea din limba franceză, însă limbajul scripturii era mai descriptiv, da, nu era așa de precis limbajul pe formele din greacă și ebraică. Da, era parafrazat textul mult de tot. Când în 1921 a luat legătura, înainte de asta trebuie să spun că el a tradus Noul Testament deja Cornilescu prin 2019, era deja tradus Noul Testament într-o formă incipientă. 1919, am zis greșit. 1919. Era tradus deja Noul Testament și Psaltirea, cum o numea el, sau Psalmii. Dar în 1921 a încheiat și Vechiul Testament, toată Scriptura, și are o legătură cu societatea britanică. Și toată perioada asta de timp a fost o perioadă de tatonare. În sensul că societatea biblică britanică sunt anumite norme care trebuie să respectate. Traducerea trebuie făcută după reperele pe care ei le știau foarte bine după atâția ani de lucru. Și toată perioada asta de timp a fost perioada de tatonare. Cornilescu a încercat să găsească sprijin acolo. Societatea biblică britanică însă a spus că nu poate să contribuie imediat. Au făcut o înțelegere doar, au primit hârtia și Biblia din 1921, deci, a fost tipărită la Societatea Evanghelică Română. O societate care a fost înființată de Dumitru Cornilescu. Ei, această traducere a avut un impact deosebit. Societatea Biblică Britanică a preluat dreptul de autor și în 1924 Cornilescu însuși revizuiește textul său din 1921. Și în 1924 apare forma pe care o avem și noi astăzi, revizuită de Cornilescu în colaborare cu Societatea Biblică Britanică. Așadar, în 2024 vom mai avea încă o ocazie să celebrăm 100 de ani de la apariția acestei versiuni corectate de Dumitru Cornilescu. Deci a fost un proces care de traducere care s-a făcut etapizat. Finalul a fost 1921, finalul publicării a fi dat textul spre tipar. 1924, după regulile Societății biblice a fost corectată chiar de traducător Dumitru Cornilescu și de atunci noi avem acest text care pe parcursul anilor a suferit anumite corectări, ajustări și ați amintit 2015 și 2017, dacă nu am greșit, 2015 Noul Testament și 2015 Noul Testament. În 2014 am făcut prima corectură, de fapt. În 2015 a fost o revizuire mai amplă a Noului Testament. Există o poate curiozitate și dincolo de recunoașterea aspectului supranatural a lui Dumnezeu implicat în păstrarea textului Scripturii, există ceva care ne face să ridicăm întrebări și anume cum de s-a păstrat această versiune Dumitru Cornilescu așa de mult în timp? Nu știu, nu pot să fac o comparație cu alte traduceri cât de mult au rezistat în timp, dar totuși versiunea aceasta, traducerea aceasta a fost păstrată în timp pentru o perioadă de 100 de ani, aproape 100 de ani, dacă luăm 1924, mai e puțin și vor fi 100 de ani. Răspunsul meu este, fără îndoială, că e Duhul lui Dumnezeu care face ca acest cuvânt care e plin de viață și e cuvântul lui Dumnezeu să reziste, să depășească obstacolele vremii și să aibă impact asupra oamenilor, indiferent de contextul cultural sau indiferent de curgerea anilor, să zic așa, nu? Nu știu dacă există alte cărți, alte volume, alte romane, nu, care să fie rezistat atât de mult. Biblia însă rezistă timpului pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Ți amintești probabil ce spunea și Pavel în Romani, nu? 1:16, dacă bine mi-aduc aminte,
că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Ei, puterea asta lui Dumnezeu e mai mare decât puterea, nu știu, financiară, de exemplu, nu? E o forță mult mai mare decât forța, mai mare decât forța militară, mai mare decât orice altă forță în univers. Ori cuvântul ăsta lui Dumnezeu rezistă în timp. Interesant și trebuie subliniat faptul că Duhul lui Dumnezeu l-a folosit pe Drumitul Cornilescu într-un mod cu totul special. Iată, de exemplu, societatea biblică avea ca regulă, atunci când în 1924 a semnat înțelegerea asta cu Dumitru Cornilescu, că nu poate să accepte o versiune scrisă de un singur om. E o echipă întreagă care lucrează. Noi la revizuire acum suntem o echipă întreagă. Sunt și eu implicat în asta, dar e o echipă întreagă care lucrează la revizuire. Avem o comisie de revizori, avem o comisie pastorală și oamenii sunt implicați acolo cu rugăciune, cu discuție, cu vot la un moment dat, când vrem să știm care e cea mai bună variantă pe un termen. Votăm, uite, ăsta este. Și atunci s-a apărut nimerit Duhului Sfânt și nouă să obținem acel termen. În cazul lui Dumitru Cornilescu, el a făcut singur traducerea asta. Dar pentru că impactul a fost atât de mare, societatea biblică britanică, care era implicată destul de mult în vremea aceea în distribuirea de Biblie în România, impactul a fost atât de mare că oamenii au zis, Duhul lui Dumnezeu cu siguranță îl folosește pe omul ăsta, vrem să semnăm contractul cu el. Și datorită acestui lucru, iată, un om care nu scrie ceva, ideea că vrea să capete popularitate sau resurse financiare. El, Cornilescu, a zis că el vrea să facă traducerea asta fără bani, doar să primească sprijin pentru tipărire și așa mai departe. Deci este fascinantă dedicarea acestui om pentru cuvântul Scripturii. Și datorită acestui lucru a rămas orientarea asta pentru versiunea Dumitru Cornilescu. Trebuie să precizez și aceea că Dumitru Cornilescu a înțeles și alte nuanțe, de exemplu, că există o categorie de oameni care preferă un alt limbaj de Scriptură. Așa că în 1931, deci iată, mai avem un reper, da? În 1931, Cornilescu revizuiește o versiune mai veche din 1911. Nu tradusă de el, tradusă de altcineva. Vechiul Testament era tradus de cineva din o ediție a Bibliei de la Iași, tradusă de Vasile Palade, iar Noul Testament de Nicolae Nițulescu. Și Cornilescu revizuiește acea formă din 1911 și tipărește în 1931, prin Societatea Evanghelică Română, tipărește această Biblie. Pentru că s-a gândit el că vreau să fac o scriptură un pic mai mare, cu un scris mai mare, pentru familie, se gândea el. Și foarte interesantă deschiderea asta pe care Duhul lui Dumnezeu a dat-o lui Cornilescu să gândească și în termenii ăștia. Și atunci erau cumva acoperite nevoile pe care oamenii le aveau în societatea românească. Dar atunci, în 1931, a făcut modificări, ajustări și la text, nu doar la formatul în care era tipărită Sfânta Scriptură, sau a făcut ajustări și la text? A făcut ajustările și la textul din 1911. Atenție, vorbim de două linii diferite. Varianta din 1921 este finalizată în 1924 prin contractul pe care l-a semnat cu Societatea Biblică. Varianta din 1911 pe care l-a preluat-o este o intervenție amplă, el schimbă mult din textul pe care l-avea ca să rezoneze mai bine cu limbajul contemporan. Asta a fost o grijă lui Cornilescu, ca Sfânta Scriptură să fie înțeleasă de oamenii din generația respectivă. Și dacă, uite, că nu m-am gândit, dar interesant este că Duhul Domnului e cu noi, că unul dintre motivele pentru care Biblia a rezistat, că Cornilescu a pus asta într-o formă contemporană, un limbaj care să fie înțeles de oamenii de atunci. Astăzi, sigur că sunt multe expresii care nu au înțeles. Vorbeam mai devreme, zarafii, ce sunt zarafii? Mai știi. Și atunci trebuie termeni care să înlocuiască termeni ăștia arhaici, vechi, cu termeni mai noi care să fie înțeleși. Și de-aia facem revizuirea asta începând cu 2014, hai să numesc așa, dar în 2015 am tipărit deja Noul Testament în forma pe care ați văzut-o. Deci cu alte cuvinte, pe de-o parte, tocmai traducătorul a fost preocupat de relevanța limbajului și prin intervențiile asupra textului din 1924 și 1935,
31, chiar dacă pe un alt text, Dumitru Corodinescu a recunoscut nevoia de contextualizare în limbaj a mesajului Scripturii și acest lucru a făcut cumva să rămână pentru noi destul de actuală, pentru o bună bucată de timp, textul acesta. Dacă tot am intrat pe discuția de traducere și revizuire, știu că Societatea Biblică Interconfesională are anumite proiecte. Dacă puteți să ne spuneți dacă mai sunt și alte proiecte față de cele care ne le-ați prezentat până în prezent de revizuire, dacă au fost și vor fi sau sunt în intenție și alte proiecte. Noi intenționăm la Societatea Biblică până în 2024, îmi cer scuze, să finalizăm revizuirea întregii scripturi și să apară. Când vom celebra 100 de ani de la versiunea din 1924, să avem finalizată toată lucrarea asta. O lucrare amplă, dar extrem de necesară, pentru că noi încercăm să aducem toate expresiile din scriptură cât mai aproape de sensul original în limbajul cornelescian. E o muncă asiduă, grea, dar extrem de utilă. Nu la întâmplare, vedeți, oamenii din România au zis că vrem să păstrăm Cornilescu, pentru că impactul a fost foarte mare. Și atunci revizuim aducând terminologia la contextul contemporan și făcând corectările acolo unde este nevoie pentru o mai mare acuratețe cu textul original, greacă, respectiv ebraică sau aramaică, în Vechiul Testament. Apoi, noi am preluat și dreptul de autor pentru varianta noua traducere a Bibliei, care nu este făcută de Cornelescu, evident, e o traducere mai nouă, mai contemporană, dar am preluat și acea variantă și urmează să facem o revizuire a textului acestuia. Avem în planul viitor. Ce relație este între NTR, noua traducere a Bibliei, și textul, versiunea Dumitru Cornelescu, din punct de vedere al textului? E o altă traducere, trebuie să spunem asta, da? E o altă traducere. E o traducere într-un limbaj diferit decât acel al lui Cornelescu. Și noi care încercăm... nu pleacă de la textul lui Dumitru. Nu pleacă de la textul lui Dumitru Cornelescu. Nu știu exact care a fost intenția celor care au lucrat la asta, dar e o versiune folosită în contextul evanghelic românesc mai ales și vrem să facem o revizuire a acelui text. Avem în plan lucrul ăsta. Dar mai ambițios, să spun așa, este proiectul de traducere nouă a Bibliei. Deci o să facem o nouă traducere a Bibliei în viitorul cât de apropiat hotărăște Dumnezeu, vrem să facem această traducere, să fie o versiune, cum sunt și în alte societăți biblice, o versiune mai contextualizată pe limbajul generației acestea, mai secularizate, să o numim noi, da? Că terminologia asta folosită de Cornelescu cu un limbaj extrem de specific bisericesc nu prea se mai regăsește în limbajul multor tineri, mai ales din vremea noastră. Și atunci ne gândim să facem și asta. Deci cumva înțeleg că Societatea Biblică Interconfesională dorește să facă o actualizare a textului din versiunea Dumitru Cornelescu 1924, deja s-a realizat Noul Testament, Pentateucul, dar până în 2024 să fie finalizat tot acest proiect. Corect. M-aș feri să folosesc un cuvânt, să nu sună poate dur, dar poate că ne-am ajutat aici să înțeleg mai bine, după care se va pune punct acestei versiuni Dumitru Cornelescu și se va naște un proiect nou. Am vrut să zic că se va abandona, dar nu se va abandona versiunea Dumitru Cornelescu, ci se va naște un proiect nou care nu va pleca de la versiunea Dumitru Cornelescu. Corect, foarte corect. Și va pleca de la textul în original, ci va construi o altă traducere pentru România. Este foarte corect. Acum o să fie nevoie de multă rugăciune și susținere. Este greu să găsim revizori care au cunoștințe ample despre limba greacă, limba ebraică și aramaică. Ne rugăm ca Dumnezeu să scoată astfel de oameni și alți lingviști care să pună întreg textul într-o formă mult mai
contemporană. În echipele acestea de revizuire aveți cine compun aceste echipe de revizuire, dacă tot ați amintit? Cel care coordonează lucrarea de revizuire este Manuel Conțac. El a făcut o muncă susținută și a scos o carte despre Cornilescu și toate încercările lui Cornilescu de a traduce, a edita toate variantele despre care am vorbit. E o carte extrem de importantă. Acolo sunt redate inclusiv documentele care atestă istoria pe care el o relatează. Sunt anexe cu documentele care precizează clar. Uite, asta a fost hotărârea lui Dumitru Cornilescu. Uite, asta s-a întâmplat cu el. O carte fascinantă. Și atunci Dumnezeu i-a încredințat lui Emanuel Conțac și noi la Societatea Biblică am fost de acord să-l numim pe el cel care să coordoneze. Avem pe lângă el revizori, persoane care din mai multe confesiuni, care știu limbile originare ale Scripturii, și avem o comisie pastorală, o numim noi, cu reprezentanți din mai multe confesiuni, care vin și citesc în urma textului făcut de revizori, citesc tot pasajul respectiv și au propriile lor observații. Pentru că orice revizuire înseamnă, sau nu, hai să zicem, preluarea unui text într-o limbă în alta presupune o interpretare, că n-ai cum să pui ad litera, da? O anumită expresie într-o limbă e preluată în limba, în cazul nostru, limba română, interpretând nuanța aceea. Și atunci e nevoie de multă muncă să găsești termenul cel mai potrivit, care să se potrivească cu sensul din textul original. Și e muncă asiduă. Și avem multe persoane implicate, o echipă destul de mare. Deci revizorii sunt persoane pregătite în limbile greacă, ebraică, română. Da. Iar comisia pastorală este mai mult un filtru eclezial și teologic în care textul acela este prin care care trec prin textul respectiv pentru a filtra puțin percepția cititorului Scripturii și ce măsură impactul mesajului textului respectiv va fi. Foarte corect. Și vă dați seama că munca este dificilă. Întâi revizorii lucrează individual, după aia ei discută între ei nuanțele care apar. După aia este adus textul în echipa pastorală. Echipa pastorală o transmite apoi revizorilor. Și ori ne întâlnim împreună, ori dacă nu sunt făcute schimbările în funcție de cum decidem împreună. Dar munca merită. E o mare bucurie pentru mine. Sunt atâția ani de când lucrăm. Asta e o satisfacție fantastică. Nu există nimic altceva mai frumos. Într-un fel, simt și eu parte din bucuria pe care a avut-o Dumitru Cornilescu să-și dedice viața făcând munca asta de a pune cuvântul lui Dumnezeu în forma în care să fie înțeles de contemporanii săi și iată de români după atâția ani. E fascinant. Pe lângă bucuria aceasta, cineva ar întreba de ce atâta muncă? Până la urmă, de ce așa de mare atenție dat textului traducerii care sunt cumva rațiunile din spate? Unul este bucuria, împlinirea, satisfacția. De fapt, de ce atâta muncă? Până la urmă, urmei. Pentru un text ca să fie... Pentru că nu există nimic altceva mai cu importanță pentru om decât aflarea planului pe care Dumnezeu l-are cu viața umană. Nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât ca voia Lui să fie cunoscută în forma asta. Forma asta scrisă. A fost decizia Lui. Dumnezeu putea să propună, nu știu, filme. E adevărat că tehnologia de atunci era diferită, dar nimic nu este împotriva lui Dumnezeu. Decizia lui Dumnezeu a fost ca El să se facă cunoscut generației umane în forma asta scrisă. Ma, este mult de discutat, că și astăzi vorbim, ce e mai eficient pentru copil? Să citească o carte sau să se uite la un film? Evident că lecturarea are un impact mult mai mare în caracterul omului. Vorbind în general de orice formă de lectură. Dar când vorbim de lecturarea Sfintei Scripturi, acolo există această dinamică extraordinară. Oamenii sunt confruntați cu adevărul Scripturii și sunt schimbați. Eu mi-aduc aminte că pentru mine, Scriptura a avut impactul ăsta. Eram copil, nici nu știam să citesc. Mama avea obiceiul ăsta foarte frumos de altfel.
mai spuneam eu, evreică, îndrăgostită de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură, în diferite ocazii, mama ne tot recita pasaje din Scriptură, care aveau legătură cu, da, experiențele noastre. Dacă ne certam, nu vă certați, că mai bine să trăiți în pace decât să, așa, cât atârnă de voi, trăiți în pace între voi. Și mama tot spunea pasajele astea din Scriptură, care mie mi se păreau fascinante copil fiind. Una dintre cele mai fascinante, cred că am mai relatat odată asta, că mama mă trezea dimineață și îmi spunea: Cornelie, scoală-te, rugăciunile și milostenile tale au ajuns la urechea lui Dumnezeu. Era pasajul în Scriptură cu Corneliu și cu experiența lui din Noul Testament, din Faptele Apostolilor. Ori cuvântul ăla de la mama, mie mi s-a părut ceva de domeniul angelic. Că atunci când mă rugam, eu eram unit cu cerul. Când mă rugam, acolo ziceam rugăciunea Tatăl nostru ca orice copil, știam că mama a zis că rugăciunile mele sunt ascultate de Dumnezeu. Când am descoperit că e de fapt din Scriptură, cum am învățat să citesc la școală, ghiciți ce am făcut. M-am dus să citesc eu acolo în Sfânta Scriptură ce îmi spunea mama. Păi impactul pentru mine a fost absolut extraordinar. Am fost fascinat. Dacă o să vă spun că mă sculam dimineața la ora 5 ca să citesc din Scriptură și după aia să mă duc la școală, nu o să mă creadă mult. Dar atât de captivat am fost de cuvântul Scripturii. Bun, și acum că întrebai de ce să nu, de ce atâta efort. Păi nu e important ca oamenii să ajungă, să descopere ce efect fantastic aduce Dumnezeu în viața oamenilor prin cartea asta, care nu este o carte obișnuită. Este cuvântul lui Dumnezeu pus într-o formă accesibilă. Dumnezeu vorbește astăzi în multe feluri, dar El ne vorbește prin Scriptură ca să nu ne sperie, nu? Cum ar fi dacă Dumnezeu s-ar adresa cuiva noaptea în somn, ar trezi, ar fi o lumină puternică și o voce puternică, spune: sunt Dumnezeu, hai să stăm de vorbă. Fără îndoială că cineva cu inimă mai slabă ar muri acolo de frică, nu? Nu poți să faci față unei experiențe de genul ăla. Dar Dumnezeu a ales să nu ne sperie așa. Și a vorbit, dacă pot să spun așa cu ghilimelele de rigoare, în scrisul ăsta din Scriptură. Îl ai acolo, la îndemână, te uiți, citești, vezi și îți orientezi viața. De-aia Scriptura este importantă, de-aia efortul ăsta este fantastic, de-aia e pasiunea unor oameni care lasă la o parte o grămadă de activități să scrie sau să aducă la îndemâna oricui lecturarea Scripturii. Da. Deci schimbarea vieții, de fapt, justifică tot acest efort. Fără îndoială. O viață schimbată, adusă într-o relație cu Dumnezeu, o relație prin care sufletul omului respectiv este mântuit și intră într-o stare de ascultare față de Dumnezeu, merită lucrul acesta. De aia ați dat și exemplele acestea de schimbarea vieții și, de fapt, ținta întregii Scripturii este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și această cunoaștere să ne aducă schimbarea vieții. Daniel, eu am făcut în ultima perioadă de timp o grămadă de teste, hai să le numesc așa, da? Oameni care au tot felul de nevoi, din afara contextului oricărei confesiuni, da? Oameni care nu erau interesați de niciun fel de biserică, hai să zic așa, da? Și îmi cereau ajutorul, ajutorul material. Le duceam câte o sacoșă de alimente și Sfânta Scriptură. Și am spus, uite, alimentele astea sunt importante pentru viața ta, dar uite, Sfânta Scriptură e ceva ce are nevoie sufletul tău. Uite, ia și citește din cartea asta. Și eu am văzut oameni cu ochii mei, cum se spune, nu? Am văzut oameni a căror viață s-a schimbat radical. Oameni care nu aveau niciun fel de orientare. Un bărbat de 44 de ani, în zilele trecute m-a sunat să-mi spună plângând că ce mare bucurie a avut el în viață să descopere adevărul ăsta. Că altfel, el vrea să-și curme viața. Era la faza asta de suicid, nu își mai vedea rostul viața. A citit Scriptura și a găsit sensul vieții. Am întâlnit o grămadă de astfel de situații. De-aia eu sunt un pic întristat să văd biserici care nu mai, sau credincioși din biserici, care nu mai au interesul pentru Sfânta Scriptură. Sunt o grămadă de alte fascinații. Relatări, mărturii, dar nu Sfânta Scriptură. Toate sunt frumoase alea, mărturiile, relatările unuia sau altuia, dar nu, nimic nu se compară cu forța cuvântului lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. De-aia, dacă tot vorbim de reperul ăsta istoric, 100 de ani de la prima publicare a Bibliei Cornelescu, vreau să facem și provocarea asta. Oameni buni, citiți Scriptura. Da. Toarceți-vă spre Scriptură.
Citiți ce scrie acolo. Nu este nimic altceva mai important în viață. Zilnic. Faceți-vă timp zilnic să deschideți Scriptura, să citiți din ea. E viața noastră, e cea mai mare comoară care există vreodată în universul ăsta al existenței noastre umane. Ce ar trebui să facă cineva, că tot ați vorbit de aspectul acesta și ne-ați adus și pe o dispută care există în perioada contemporană între imagine și text, ce ar trebui să facă cineva, cum am putea să ajutăm pe cineva care nu are aplecare spre text? Cum am putea să-i ajutăm pe credincioșii din biserici să citească mai mult Sfânta Scriptură și chiar pe cei care au prejudecăți față de Sfânta Scriptură, nu au o decizie personală de a îmbrățișa adevărul lui Dumnezeu, cum să-i ajutăm? Da, eu cred că vorba proverbului, pofta vine mâncând. Am întâlnit, în urmă cu câțiva ani de zile, un grup de tineri, adolescenți despre care vorbeam un pic mai devreme, care erau și consumatori de droguri, și le-am propus să citim împreună Sfânta Scriptură. Spre surprinderea mea, ei au zis da. Le-am propus să ne întâlnim undeva, în casa cuiva, era de fapt casa unui prieten de-al lor, că ei stăteau pe stradă, și când m-am întâlnit prima dată, unul dintre ei, sau nu, de fapt, nu a vorbit, dar erau și alții în situația asta, zic, noi n-am citit niciodată nicio carte. Și zic, bun, e fascinant, uite, putem începe cu o primă carte, hai să o citim împreună. Și le-am indicat pasaje din Scriptură, ca următoarea săptămână, când ne veneam să-mi spună ce au descoperit. Daniel, după 15 săptămâni, că ăsta era reperul meu de lucru cu ei, după 15 săptămâni, întâlnit 2 ore pe săptămână, tinerii și-au schimbat complet viața. Au devenit nu doar orientați spre școală, că erau atunci în perioada liceului și abandonase școala. Au terminat liceul, s-au înscris la facultate și acum sunt oameni credincioși, iubesc Scriptura, vorbesc despre Scriptură. Și asta s-a întâmplat în România. Asta s-a întâmplat în București, în România. Și eu cred că fiecare om poate să descopere lucrul ăsta. Și mai ales oamenii care sunt obișnuiți cu Scriptura, să descopere așa ceva. Ce forță extraordinară. Iată, în Societatea Biblică am introdus de câțiva ani de zile și un curs care se numește Vindecarea Traumei. Și e o modalitate de a face consiliere pe bază Sfintei Scripturi. Și toți oamenii traumatizați sunt ajutați să-și găsească echilibrul vieții, legându-ne de pasaje din Scriptură și dându-le orientarea asta psihoterapeutică. Este cu un impact fantastic. Oamenii își găsesc echilibru uitându-se în Sfânta Scriptură. Și am avut ocazia să vorbesc cu oameni din diverse contexte confesionale, hai să ne înțelegem. Și le-am spus de la început, eu te ajut, dar vreau să știi că eu o să folosesc Sfânta Scriptură pentru asta. N-am întâlnit unul să-mi spună nu, mine nu-mi trebuie. Dimpotrivă, mi-aduc aminte că a venit o doamnă pe care nu știam, cineva i-a recomandat, vino și discută. Și când a venit, primele discuții, cine sunteți, ce faceți, ce profesii, ci că sunt psihoterapeut, îmi spune doamna. Păi zic, da, eu ce să vă spun eu, că sunteți psihoterapeut, știți ce aveți de făcut, na. Eu nu știu, ce pot, cu ce să vă ajut? Ah, dar foarte timid, așa că, și derutată. Păi mi s-a spus că folosiți Sfânta Scriptură și de-aia a venit. A, zic, da, sigur, așa este, hai să ne uităm acolo. Vreau o anumită variantă, un text mai vechi, hai să-l numesc așa, folosit în alte contexte confesionale. Hai să că vrea să citească de acolo, foarte bine, începem acolo, nicio problemă. După aia am zis că nu înțelege foarte bine, nu există o altă variantă pe care să-i dau. Și am dat o altă variantă și de-abia o a treia variantă a fost aceea pe care a înțeles-o și ea și-a rezolvat problemele ei emoționale. Da, relaționale mai degrabă. Da, foarte interesant. Nu ați amintit la început despre proiectul acesta? Bun, era proiectul de traducere. Acesta este cum utilizăm traducerea și aș îndrăzni să vă întreb ce faceți efectiv? Doar se citește Biblia, anumite pasaje? Cum folosiți Biblia în vindecarea traumelor? În vindecarea traumelor asociăm reperele din Scriptură cu experiențele pe care le-am acumulat în istoria asta relațională cu oamenii, cu ajutorul pe care îl ofer celor care au diverse crize în viață. Și atunci, iată de exemplu, dacă pot da un exemplu, cum poți să-ți eliberezi sufletul de bagajele acelea pe care le acumulăm în viață, în urma neiertării, de exemplu, nu?
Ce poate să facă un psihoterapeut să ajute pe un om care este în criză, că nu iartă pe cei din jurul lui, că le-au făcut nu știu ce rele. Și atunci Biblia spune că aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Nu? Spune Sfânta Scriptură. Și aduceți la crucea Domnului toate poverile astea. E și efectiv, scriem pe un bilețel care sunt acele emoții, acele acțiuni negative din viață pe care vrei să le mărturisești Domnului, Mântuitorului. Și dă-le lui. Ei scriu acolo și după aia le rupem și le distrugem, simbolic. Ca să exprimăm prin asta faptul că Dumnezeu ia poverile astea. Daniel, n-am văzut lacrimi de eliberare în viața oamenilor mai profunde decât atunci. Uneori mi se pare că e banală chestiunea asta. Ce mare lucru! E o chestiune simbolică care nu pare să aibă un impact, dar trăirea lor adâncă, când știu că îi dau lui Dumnezeu poverele sufletului, e fără limbaj, fără cuvinte. Deci se pleacă de la textul Scripturii pe care îl citiți împreună și imediat încercați să-l puneți în aplicare, ceea ce spune Sfânta Scriptură, corect, integrând adevărul descoperit în text în viața persoanei respective sau ajutându-o să integreze adevărul respectiv în viața persoanei respective. Exact. Și astfel, vindecarea vine prin acest transfer de adevăr din text spre persoană și persoana, acest adevăr, va lucra, de fapt, vindecarea. Foarte bine. Iată, de exemplu, dacă cineva suferă, ce univers, în ce univers se mișcă, ce înțelege el cu privire la suferință, unde e Dumnezeu când suferim? Dacă o luăm cultural, Dumnezeu e departe, Dumnezeu ne pedepsește, nu? Lucruri de genul ăsta. Dacă ne spune, hai să ne uităm în Scriptură, să vedem ce spune Scriptura că face Dumnezeu când noi suntem în suferință. Și se descoperă în Scriptură că zice că Dumnezeu e cu noi în toate suferințele noastre. Păi nu se schimbă orizontul. Ce pot eu să-i ofer mai mult celui care trece prin crize decât adevărul ăla, că Dumnezeu e cu el când el suferă? Și să afle că nu-i singur acolo, ci că e Dumnezeu cu el. Pe asta schimbă universul, schimbă orizontul. Devenim dintr-o dată, suntem plasați pe o platformă mult mai largă, unde Dumnezeu întinde mâna și spune, eu sunt cu tine, eu nu te las. Păi, degeaba spun eu că stau lângă el să-l ajut. Că ce sunt? Sunt un om limitat cu toate păcatele mele pe lângă mine. Dumnezeu însă, cel fără păcat, creatorul universului, mântuitorul, eu sunt cu tine în orice vreme. Păi, cum să nu te alegi de asta? Știi? Și aici este forța de care foarte bine vorbeai, adevărului care aduce eliberare. Și asta leagă foarte bine cu ceea ce spuneam, că noi vrem să tipărim Scriptura, să oferim celor care au nevoie de adevărul ăla. Nu doar o lecturare din asta obișnuită și unii, trist, țin Biblia acasă ca un fel de talisman, știi, îi lasă cu oamă acolo, da, bine că e binecuvântare. Nu, nu, cartea asta trebuie citită, citirea ei, interpretarea ei dă forța asta, dinamica asta a vieții. Direcția în care am mers și am legat traducerea Scripturii cu schimbarea vieții, dar vă propun să mergem și într-o altă direcție, și anume traducerea Scripturii și interpretarea, slujirea oamenilor cu textul Scripturii. Și aici trebuie să mă refer la predicatori, învățători, care vin și folosesc textul și înțeleg că și pentru ei este un ajutor și au nevoie de o traducere într-un limbaj actualizat, pentru ca nu fiecare să-și conceapă propria interpretare sau propria ajustare a textului, ci să aibă un text actualizat, în așa fel încât, plecând de la cea actualizare a textului, să poată să construiască interpretarea și proclamarea adevărului lui Dumnezeu. Cred că aveți în vedere și pe cei care interpretează și predică. Da, evident, Sfânta Scriptură este o carte care implică interpretare, să numim așa, da? O prelucrare a informației. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Biblia nu este ca o carte de farmacie, să zic, nu? Ce te doare? Mă doare capul. Deci dureri de cap, medicamentul ăsta. Iei medicamentul, ți-a trecut durerea de cap. Nu, cartea asta este o carte care prezintă istorie, da? Poezie,
text teologic, relatări diverse, inclusiv eșecurile unor oameni. Da? Și atunci când te uiți în cartea asta, Predicatorul despre care spuneai, aduce sensul acelor cuvinte scrise acolo pentru experiențele pe care le au oamenii în comunitatea lor. De-aia predicarea este dinamică, pentru că preia textul ăla după munca asiduă, cu călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, că de-aia predicarea este inspirată de Duhul lui Dumnezeu, pentru că iei cuvântul ăla și îl aplici nevoilor pe care le au oamenii în contextul în care se desfășoară activitatea. Dar atenție! Asta nu schimbă cu nimic efortul fiecărui individ de a se orienta spre Sfânta Scriptură. Predicarea este un fel de deget arătător spre ceea ce fiecare om ar trebui să facă, și anume să se uite în Scriptură și să înțeleagă ce anume cere Dumnezeu de la noi. Și așa cum Dumnezeu l-a călăuzit pe Dumitru Cornilescu, nu? Care fără ajutorul altcuiva s-a uitat în Scriptură, a descoperit ce scrie acolo și a zis: eu asta vreau să fac și asta vreau să dau altora. La fel predicatorul poate să spună: asta vreau să fac, oameni buni, asta spune Scriptura, hai să citim din ea, hai să ne orientăm spre asta. Am lucrat într-o comunitate de romi, unde era mai greu de citit. Dar am insistat în toată perioada asta de timp, de mai bine de 20 de ani, ca ei să citească din Sfânta Scriptură. Dacă mergeți astăzi cu mine în comunitate din Vrancea, dacă mergeți astăzi cu mine acolo într-o localitate unde mai mult de 50% dintre oameni sunt credincioși, veți vedea că la biserică se deschide Sfânta Scriptură, se citește din Sfânta Scriptură. Nu din experiența, nu știu, cuiva. Repet, nu înseamnă că nu sunt importante alea, dar nimic nu are egal cu ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Și oamenii deschid Sfânta Scriptură și analizează ce spune textul acolo. Asta ne spune Dumnezeu. Dacă asta spune Dumnezeu, înseamnă că asta trebuie să facem. Și aici este, din punctul meu de vedere, forța asta a interpretării prin predicare. Dacă ar fi să concluzionăm această emisiune, care ar fi provocarea dumneavoastră pentru orice ascultător, indiferent de apartenență la o biserică sau la alta, ce ar trebui să facă un ascultător față de această minunăție, această valoare pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, să avem Biblia în limba noastră? Este evident o provocare să prețuim asta. Nici nu vă dați seama cât de important este să putem citi propria noastră versiune sau cuvântul lui Dumnezeu pe limba părinților noștri, pe limba noastră. E o mare binecuvântare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că e o ușă deschisă spre binecuvântări fantastice. 2. Citiți, oameni buni, din Scriptură. În Cartea Faptele Apostolilor se spune că o anumită comunitate de credincioși avea o inimă mai aleasă. Adică un univers interior mult mai fascinant, pentru că oamenii ăștia ascultau ce se spune, dar se duceau acasă, luau textul din Scriptură și verificau ce spune acolo. Citeau ei. Vreau să verifice cu ochii lor ce scrie acolo. Asta e modalitatea prin care ne formăm un caracter ales. Da? Un caracter amplu, frumos, echilibrat. Și mai ales este posibilitatea prin care putem câștiga veșnicia cu Dumnezeu. Ce altceva mai important poate fi în viață? Ce să faci cu banii la urma urmei? Cu ce strângi? Vorba cuiva, giulgiul nu are buzunare. Te duci dincolo fără să aduni nimic, să iei nimic cu tine. Nu, și dacă aduni cuvântul ăsta lui Dumnezeu în inimă. În inima noastră, cuvântul lui Dumnezeu produce comori veșnice, eterne. Descoperim pe Dumnezeu care e veșnic, trăim în relație cu El, adunăm comori în banca din cer, dacă pot să spun așa, din acest text din Scriptură. Așadar, 100 de ani de la prima tipărire a Bibliei în limbajul Cornilescu e o mare binecuvântare. Haideți să nu îngropăm valorile astea, haideți să le redescoperim, să le redăm forța pentru copiii noștri, nepoții noștri și pentru cei din jur care au nevoie de adevărul ăsta din Scriptură. Vă mulțumim mult pentru că ați fost în seara aceasta cu noi și pentru această incursiune istorică, dar nu doar incursiune istorică, ci și o accentuare a implicațiilor misionare și personale
ale citirii Cuvântului lui Dumnezeu. Vă mulțumim dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și vă aduc aminte, Biblia nu este doar pentru informare, ci Dumnezeu ne-a dat acest cuvânt scris pentru ca prin el, înțelegându-l, să putem să avem parte de schimbarea vieții și de o trăire în ascultare de voia lui Dumnezeu. Vă doresc tuturor să ne facă Dumnezeu parte, mie și dumneavoastră, de asemenea, de o astfel de călătorie cu textul Scripturii în inima noastră, în viața noastră și să ne putem bucura prin cunoașterea lui Dumnezeu de veșnicie. Vă doresc o seară bună, la revedere!